I spoke with Mr. Sammer, who has over 33 years of professional experience in the field of automatic gearbox repairs. So, the 11 questions to which I received answers to the point and I hope will help as many people as possible who own or want to buy a used or new car with an automatic transmission. First, look for the CC icon in the lower right corner of the screen to enable the English subtitle. Cum verificăm o cutie DSG cu dublu ambreiaj de la Volkswagen, Skoda, Audi, cele din modele din grupul VAG? Adică să știm defectul, vrei să mă întreb. Cum afli că e defect sau nu e defect sau merge exact. Bine? Cum aflăm dacă are o defecțiune? E simplu. Tot așa cum am spus, trebuie să mergi cu mașina bine să se calzește, te duci cu ea în probă de drum și trebuie să întrebi de istoricul cel mai important dacă a fost schimbat uleiul sau nu. Dacă uleiul n-a fost schimbat, deja e risc. Întotdeauna cutiile automate, între 150.000 și 200.000, cam cedează. Mai ales dacă nu au fost schimbat ulei la ele. De ce noi cerem sau de ce tot spun că trebuie să schimb ulei la cutie automată? Uleiul lungește viața la cutie. Dar, cum să zic, dar nu înseamnă că piesele din cutie nu cedează, nu se strică, că sunt părți mecanice, la un moment dat, sau electronice sau hidraulice. Dar cel mai important lucru este să schimbăm uleiul la timp. Să nu ascultăm după vânzătorul unei mărci, uleiul nu se schimbă, este pe viață sau long life. Long life este adevărat. Sau spune lifetime, este adevărat. Lifetime în termen vânzător auto este 100.000 de kilometri, de fapt, atâta și garanție la mașina. Asta e lifetime. De ce faci după 100.000 de kilometri? O și din garanție. Atunci este riscul tău. Deci cel mai important lucru, schimbăm uleiul la timp. Eu recomand între 60.000 și 80.000 primul schimb de ulei. După aia îl faceți la fiecare 40.000 de kilometri. Cam atâta. Și simptomele, exemplu la DSG. Ai uneori vibrație, tremurat, mic șoc la aplicare de pe loc. Uneori mergi cu ea să aprinde rotița pe bord, îți arată că e defectă cutia. Și asta e un aspect foarte important. Când îți arată un mesaj pe bord că e defectă cutie, să mergi la primul service, să nu mergi cu mașina 100 de kilometri sau 1000 de kilometri sau 2000 de kilometri. Să mergi la primul service, atunci te ajută imediat și spune care defect ar fi și va fi defectul mult mai mic. Când mergi cu mașina și insisti să mergi cu ea, să nu rămâi pe undeva pe drum, deci o să rămâi la final, o să plătești mult mai mult. Simptomele, cum am spus, ai cedează ambreiajul, din cauza că, de ce? Noi când plecam de pe loc cu mașina, nu avem răbdare. Punem în drive și plecam repede. Sau în timpul când rulează roțile în față, eu pun în mașelier și accelerez imediat. Iar e greșeala mare. Consumă foarte mult din ambreiaj. Avem așa simptome. Uneori pun în mașelier la desigen 6 trepte, face clac, clac, clac și se aprinde rotiță. Deci înseamnă că avem o zură mecanică. Când mergem cu mașina iara în față și după un timp apare un martor report, poate să fie megatronic, fie că cedează foarte mult megatronic la cutiile automate. De ce? Din cauza că nu avem răcire bună. La cutie nu arată niciodată temperatura din cutie, doar arată temperatura din motor și asta nu ne ajută. Să aflăm ce temperatură avem în cutie. Cel mai important lucru ca să evităm toate chestiile astea, trebuie să schimbăm uleiul la timp. Fie că se supraîncălzește uleiul și uleiul mai își face calitate. Deci, repet ce spun, cel mai important lucru, schimbați-l la timp. Subscribe to YouTube channel, Tutorial Auto, and turn on the notification bell to find out the answers to the next 10 other questions that I will upload soon.